Un bărbat a fost rănit într-un incendiu izbucnit în această dimineață într-o gospodărie din cartierul Micești al orașului Alba Iulia. Acesta a suferit arsuri de gradul 2 și 3 și a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență din București. Ambulanța SMURD a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical victimei în vârstă de 29 de ani. Potrivit reprezentanților UPU de la Spitalul Județean de Urgență Alba, tânărul a fost transportat cu un elicopter SMURD la București pentru îngrijiri medicale de specialitate, scrie alba24.ro. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în centrala cu lemne, folosind benzină. Pagubele în urma incendiului au fost estimate la valoarea de 15.000 de lei.